La sesiunea Consiliului Local Cernăuți a avut loc alegerea noului secretar. După adoptarea ordinii de zi în sala de ședințe a început imediat o discuție aprinsă privind candidatura lui Vladimir Sehov din fracțiunea lui Petro Poroșenko Solidaritatea înaintată de primarul orașului. Luând în considerare toate criteriile, experiența, intențiile, punctul de vedere și interviul realizat, cu adevărat îl susținem. În rețelele de socializare, primarul a anunțat despre înaintarea în postul de secretar a candidatului care s-a opus Maidanului, i-a susținut pe membrii formațiunii Berkut și l-a numit pe președinte un criminal. Fracțiunea Batkivșina nu va sprijini candidatura lui Sehov în postul de secretar. Înainte de a trece la votarea secretă, alegătorii l-au invitat pe candidatul Vladimir Sehov să comenteze cu privire la acuzațiile la adresa sa pe unele portaluri de informare și în rețelele de socializare. Și eu am făcut câteva fotografii, acestea sunt niște screenshot-uri din rețelele de socializare. Iată eu împreună cu un coleg și cu fratele meu, cred că în așa fel am răspuns la o serie de întrebări. Discutând despre candidatura lui Vladimir Sehov, reprezentanții opoziției și-au amintit despre tatăl său, care a făcut serviciul în armata rusă și l-a acuzat pe candidat în activitatea separatistă. Toate întrebările nu erau legate de activitatea sa profesională, ci de faptul cum se vede pe sine în calitate de secretar, fiindcă astăzi însărcinarea este de a întrerupe alegerea. Pentru Comisia de Numărare și Organizare a Votării Secrete, anunț o pauză de 30 de minute. După pauză, deputații au examinat buletinele de vot și au explicat unde și cum trebuie marcate pentru a fi valabile. Alegătorii au votat în mod secret în biroul viceprimarului. După încă o oră în sala de ședințe au fost numărate voturile și anunțate rezultatele. Au votat pentru candidat 17 deputați, împotrivă 16. Deputații și-au exprimat opiniile lor, dar au fost politizate. În al doilea rând, cel mai probabil a fost părerea fracțiunii sau a partidului. Am avut cel puțin dorință și, prin efort, aș fi demonstrat aceasta. După pauza anunțată în sala de ședințe, au stabilit componența Comitetului Executiv al Consiliului Local. Deputații au propus să mărească numărul până la 18 persoane. Cel mai eficient este numărul de 10 sau 13 persoane, așa cum am sugerat. De exemplu, în Lvov sunt numai 9 și este un oraș de aproape 1 milion de locuitori. Ca urmare, majoritatea a aprobat componența Comitetului Executiv din 18 persoane, a câte 2 deputați din fiecare fracțiune, inclusiv un reprezentant al comunității. De asemenea, examinând bugetul la sesiune, au aprobat programul alimentării gratuite a elevilor de la școala primară și care fac parte din categorii privilegiate pe contul bugetului orașului. În ceea ce privește realegerea secretarului, candidatura căruia poate fi înaintată de către deputați, primarul a spus următoarele. Astăzi, fracțiunea Orașul Natal a depus eforturi pentru a întrerupe alegerile și a reușit. Dacă vor aduna semnături, vom vota. Nu va trece, iarăși voi înainta candidatura propusă de mine. A cincea ședință a cele de-a doua sesiuni va avea loc în ultima zi de joi a lunii curente. La Administrația Regională de Stat s-a discutat despre situația epidemiologică în ceea ce privește cazurile îmbolnăvirii de gripă și bolile respiratorii acute în Bucovina. Într-adevăr, în raionul Kitzman a fost înregistrat un caz de îmbolnăvire cu virusul H1N1, care este cunoscut sub numele de gripa porcină. Potrivit spuselor șefei Direcției Serviciului Epidemiologic de Stat în regiunea Cernăuți, Natalia Gopko, nu este exclus faptul că este virusul de tipul California. De la sfârșitul lunii septembrie până la sfârșitul lunii decembrie a anului 2015, cu boli respiratorii acute s-au adresat pentru ajutor medical mai mult de 3.000 de oameni, ceea ce constituie 4% din populația regiunii. Au fost internate aproximativ 1.300 de persoane, inclusiv în jur de 900 de copii cu vârstă până la 17 ani. Potrivit medicilor, în ultima săptămână, numărul de bolnavi cu boli respiratorii acute a crescut, dar în momentul de față, situația este stabilă. Pragul epidemiologic nu este depășit.
Nu este o epidemie, adică nu a fost depășit pragul specificat. Potrivit spuselor medicilor, a crescut numărul de pacienți afectați de boli respiratorii acute cu consecințe grave și aceasta din cauza faptului că oamenii nu se adresează la timp pentru ajutor. Cea mai bună metodă de prevenire este vaccinarea. De la începutul sezonului epidemiologic în regiune au fost vaccinate împotriva gripei aproximativ 2500 de persoane. Cea mai mare parte au fost lucrători medicali. Este logic și corect. Scopul nostru este de a menține sănătatea lucrătorilor medicali, iar instituțiile din domeniul sănătății să fie pregătite pentru a funcționa și a acorda operativ ajutor oamenilor. În cazul agravării situației a fost creată o rezervă de preparate antivirale și produse de protecție personală. Dacă observați simptome de boală, medicii vă sfătuiesc să solicitați asistență medicală și să respectați regulile obișnuite. Lucrurile simple salvează viața. V-ați îmbolnăvit, stați acasă. Dacă aveți gripă, spălați-vă pe mâini și primiți vaccină. Adică sunt trei poziții de a salva viața umană. Modificările în bugetul regional pentru anul 2016 au fost adoptate la sesiunea extraordinară a Consiliului Regional în conformitate cu bugetul de stat aprobat recent. În același timp, la Consiliul Regional a răsunat și colindul tradițional de Crăciun. După răsplătirea colindătorilor în sala de ședințe a fost adoptată ordinea de zi și s-a trecut la discursuri și discuții. Exportul lemnului a crescut de 9 ori în ultimele 2 luni, adică sub masca de lemn se exportează bușteni, ceea ce este interzis. Recunoscând că pădurea de câteva luni este traficată ilegal în străinătate, la vama au promis să preîntâmpine asemenea cazuri similare. De asemenea, la sesiune, deputații au propus să fie mărit fondul deputaților. De la 5.000 până la 10.000 de grivne. Cu toții știm că banii aceștia sunt un instrument de reacție rapidă atunci când este nevoie. Decizia de a evalua bugetul regional în conformitate cu bugetul de stat pentru anul 2016 a fost adoptată fără dezbatere. В загальному обласний бюджет, який сьогодні прийнятий. În general, bugetul adoptat astăzi constituie 2 miliarde 800 de milioane de grivne. Cea mai mare sumă este repartizată pentru subvențiile mamelor cu copii, care a crescut până la 418 de milioane de grivne. În noul buget, o jumătate de milion de grivne a fost alocată pentru nevoile participanților la acțiunile antiteroriste și familiile lor. Suma totală este de 1.300.000 de grivne. Șeful Direcției de Construcții Capitale din cadrul Administrației Regionale de Stat Cernăuți, concomitent și președintele organizației locale a partidului Batchivșina, Alexander Purșaga, susține că a fost presat. Despre acest lucru a spus la conferința de presă, explicând și motivul de ce fracțiunea din care face parte nu a susținut candidatura pentru postul de secretar al Consiliului Local Cernăuți. La Direcția de Construcții Capitale în fiecare zi se efectuează inspectări și controale. Consider că este o presiune asupra mea ca și conducător. Oficialul consideră că inspectările și controalele împiedică funcționarea cuvenită a direcției. La direcție nu muncesc oameni corupți, ci profesioniști care efectuează sarcinile propuse, dar dacă va continua presiunea asupra lor, ei vor pleca. La începutul anului au început să parvină diverse scrisori pentru a pune la dispoziție anumite documente privind executarea lucrărilor și a început foarte activ acest proces. A trebuit să reacționez într-un fel la aceste lucruri. La rândul nostru punem la dispoziție documentele necesare și vom continua să facem acest lucru. Pentru anul 2015, la Direcția de Construcții Capitale a parvenit 49 de solicitări de la organele interne. Dumnealui leagă presiunea asupra direcției și de persoana sa, din poziția forței politice pe care o conduce și care nu a susținut candidatura propusă pentru funcția de secretar al Consiliului Local Cernăuți. Ne-ar plăcea să auzim un răspuns din partea candidatului, dar din anumite motive nimeni nu s-a întâlnit cu noi pentru a oferi răspunsuri la întrebările noastre. Nu am auzit răspunsuri și respectiv nu am votat. Am făcut o declarație înainte de sesiune că nu voi sprijini această candidatură.
La Cernăuți a avut loc seminarul privind eficiența energetică. La eveniment au venit și reprezentanți ai altor orașe care au implementat măsuri de economisire a energiei și deja economisesc bani la încălzirea încăperilor. Cea mai mare parte a seminarului a fost dedicată funcționării și organizării modelului financiar ESCO. Aceasta oferă oportunitatea de a atrage investiții private în sectorul eficienței energetice. Vrem să folosim toate mecanismele noi care sunt în domeniul eficienței energetice. Mulțumim reprezentanților comunității că au sprijinit proiectul privind eficiența energetică, dar au prevalat în special resursele din credite și din finanțare, iar acum putem face ceea ce se poate face și cu ajutorul investițiilor private. Aceasta nu s-a implementat aproape niciodată, deoarece legea cu privire la ESCO a fost adoptată de curând. La eveniment au fost invitați reprezentanți ai Consiliului Local Jitomir care au experiență în implementarea de proiecte ESCO în instituțiile de învățământ. Am realizat deja mai multe proiecte integrate de termoficare a clădirilor publice și încă mai realizăm în anul curent. Am început de la colaborarea cu compania Nefco de la un microproiect. Primul proiect pilot a fost grădinița și iluminarea străzilor de la periferie. În cadrul acestui proiect, în Jitomir planifică să izoleze termic 22 de clădiri publice, 10 grădinițe deja au fost termoficate. Acest proiect necesită nu mai puțin de 5 ani. Cel mai curios în proiect este economisirea de energie în instituțiile din sectorul public, când suma alocațiilor bugetare este limitată. Prin urmare, căutăm oportunități de a reduce aceste costuri. Anul acesta s-au împlinit 166 de ani de la nașterea celui mai mare poet român, Mihai Eminescu. Din anul 2011, ziua de 15 ianuarie, a fost legiferată drept Ziua Culturii Naționale, o zi de reflecție asupra culturii române și a proiectelor culturale de interes național. La Cernăuți, Ziua Culturii Naționale a fost celebrată prin desfășurarea de mai multe asociații național-culturale a unei suite de acțiuni culturale, printre care și spectacolul Dintr-o casă în altă casă, care după ce a fost susținut în mai multe localități cu populație românească din regiunea Cernăuți, în această zi însemnată pentru cultura românească, a ajuns și pe scena regională. Acest spectacol a fost darea de seamă a Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească din Cernăuți, din cadrul Centrului Bucovinean de Artă. Această școală populară de artă a fost inaugurată în luna mai a anului 2015. Deschiderea școlii pe lângă Centrul Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești are o importanță deosebită pentru copiii români din regiunea Cernăuți, care sunt pasionați și dornici să studieze arta populară și tezaurul imaterial românesc nealterat și să promoveze valorile culturale românești, dar și pentru părinți, românii care au grijă de tânăra generație să crească înconjurați de adevăratele valori ale neamului, deci în concluzie pentru întreaga comunitate românească din această zonă. Precedată pe parcursul a un deceniu de acțiuni culturale naționale care au devenit repere culturale ale acestui spațiu, Centrul Bucovinean de Artă Cernăuți și-a propus deschiderea Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească, care vine să contribuie la revitalizarea și valorificarea autenticității culturii românești, folclorului muzical românesc din această zonă și nu numai, înlăturând influența altor culturi. Proiectul Școala Populară de Artă și Civilizație Românească Cernăuți a fost cofinanțat de Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României și este un proiect ambițios, inedit ca mod de abordare și organizare în regiunea Cernăuți. În același timp, consideră membrii Centrului Bucovinean de Artă extrem de util prin conținut și formă, cu un impact direct și puternic, imediat și pe termen lung, asupra comunității românești din zonă, dar și asupra populației majoritare. A început spectacolul cu o escapadă frumoasă de melodii populare interpretate de Orchestra de Muzică Populară Mugurel, sub bagheta maestrului Nicolae Hackman. Și tot această orchestră a acompaniat formația folclorică Perla, care a interpretat pentru publicul spectator cântece patriotice și folclorice. Dumnezeu milare!
La spectacolul Dintr-o casă în altă casă, susținut la Centrul Regional pentru Educație Estetică Tineretul Bucovinei din Cernăuți, luceafărul poeziei românești Mihai Eminescu a ajuns la inimile celor care și-au dorit să-l omagieze prin recitarea versurilor poetului de către discipolii secției de limbă română și artă teatrală de la Școala Populară de Artă. Spune lumii large steaguri tricoloare, spune ce-i poporul mare românesc. Când s-aprinde sacru cantida-i valvoare, dulce Românie, asta ți-o doresc. O suită întreagă de cântece populare românești, practic din toate zonele folclorice ale Moldovei, au dăruit publicului spectator cursanții secției de canto popular, de la cel mai mic solist până la cei care deja s-au afirmat pe scenele din Cernăuți și nu numai, au ales cele mai frumoase cântece. Marea majoritate din ele, din repertoriul interpreților consacrați, au răsunat în sala de spectacole, încântând publicul. Această acțiune culturală a fost onorată de prezența oaspeților de onoare din Suceava, Rădăuți, Iași, București și de la Consulatul General al României la Cernăuți. Un mesaj de salut a transmis tuturor românilor din regiunea Cernăuți, Consulul General al României la Cernăuți, doamna Eleonora Moldovan. La mulți ani, Bucovina de Ziua Culturii Naționale, la mulți ani, dragi români, delegați din România, mă bucură faptul că astăzi comunitățile de români de o parte și de alta a frontierei sunt aici la Cernăuți, pe această scenă frumoasă, pentru a-și valorifica tezaurul cultural moștenit, pentru a reaminti și reciti tradiția, folclorul, literatura și toate valențele culturii noastre naționale. E un prilej de sărbătoare. E un prilej de a ne reîntâlni în acest spirit frumos și înălțător, pentru că doar atunci poate fi numită o zi sărbătoare, atunci când cu sufletul deschis, cu inima deschisă atât față de valorile naționale, cât și de valorile fiecărei culturi, putem trăi, dăinui și conviețui în frumoasa noastră Bucovină, în spațiul binecuvântat de Dumnezeu. Au fost la acest concert și oaspeți care au evoluat în scenă. Formația Alaiul din Helești, județul Iași, care a adus la Cernăuți inedite tradiții și obiceiuri de iarnă, cu deosebite costume și jocul măștilor, care sunt unicate în toată zona Moldovei. Momente deosebite cu colinde strămoșești au dăruit spectatorilor și formația Țărâncuța din satul Marșințe și horul Bisericii Sfântului Ioan Teologul din satul Priscăreni Hliboca, condus de părintele paroh Ioan Bănelean. Oaspeți cu azur în gene și zăpadă pe opii, se ivire la fereastră cu colinde și din spusele domnișoarei Svetlana Ursu, directorul școlii și prezentatoare acestui spectacol, copiii de la secțiunile Încondierea de Ouă, Sculptare în Lemn, Arta Plastică și Pictura pe Sticlă au expus lucrările sale la școală, unde a fost vernisată cu ajutorul Centrului Cultural Bucovina și o expoziție a artistului fotograf Victor Rusu din Suceava. Organizatorii acestor acțiuni culturale românești, reprezentanții Centrului Bucovinean de Artă, își doresc să sublinieze relevanța desfășurării lor într-un spațiu multietnic și multicultural și susțin că identitatea culturală este elementul definitoriu pentru om în viață. Partenerii în organizarea acestui eveniment sunt animați de dorința de a susține astfel de activități culturale pentru a-i ajuta pe tinerii creativi de etnie română din acest spațiu istoric să-și atingă aspirațiile, fiind convinși că, datorită acestui sprijin, dar și elanului, ambiției și dorinței tinerilor, propagarea și valorificarea comorilor populare românești va avea succes. Fiecare seară când adorm, în patul meu e cald și bine. Dar cine știe în lume câți
copii, n-au unde să doarmă și nu au nici casă, dar tot ce ne leagă între noi un cântec va fi. Doar noi avem puterea să aducem soarele dintre nori. Deschideți inima, nu plângem, pentru toți copiii există câte un înger păzitor. Doar noi suntem speranța oamenilor. Doar noi avem puterea să aducem soarele dintre nori. Deschideți inima, nu plângem, pentru toți copiii lumii există câte un înger păzitor. Doar noi suntem spre